După un bun de așteptare, elevii școlii gimnaziale Constantine Granu din Drobeta Turnu Severin vor avea o nouă sală de sport. Cei peste 290 de elevi care învață în această unitate de învățământ vor desfășura orele de educație fizică de acum înainte în condiții normale pentru anul 2021. Noua sală de sport va dispune de saltele și vestiare noi, va fi racordată la energie electrică și la gaz. Cel care a ales să sprijine acest proiect este viceprimarul Daniel Cârjan, care spune că de la începutul lunii viitoare, elevii vor putea să intre în noua sală. Câți copii avem acum în școală care vor beneficia de noua sală de sport? Școala gimnazială Constantin Negreanu are 290 de elevi. La școala gimnazială Constantin Negreanu, lucrările care se desfășoară la sala de sport sunt în toi. Reprezentanții unității de învățământ spun că era necesară această investiție pentru că elevii nu aveau unde să-și desfășoare orele de educație fizică pe timp de iarnă. Cu sprijinul domnului viceprimar Daniel Cârjan, școala gimnazială Constantin Negreanu beneficiază de alocarea unei sume necesare realizării lucrărilor de reabilitare a sălii de sport. Ca urmare, elevii școlii noastre vor desfășura orele de educație fizică și sport în condiții optime și cu respectarea normelor de securitate și de siguranță a lor. În noua sală de sport, elevii vor avea vestiare și saltele noi. Viceprimarul Daniel Cârjan a sprijinit acest proiect și spune că era normal să se găsească o soluție pentru ca elevii să-și desfășoare orele de educație fizică în condiții optime. A venit rândul și școlii gimnaziale numărul 9, Constantin Negreanu, să beneficieze de alocări de la bugetul local al municipiului Drobeta Turnu Severin pentru îmbunătățirea infrastructurii școlare. În concret, această sală de sport care se află în administrarea școlii generale numărul 9 nu a fost reabilitată de aproximativ 30 de ani. Erau condiții total improprii pentru ca toți acești 300 de copii care învață aici să-și desfășoare orele de sport, în special în perioada sezonului rece. Iată că am reușit să facem un efort în Consiliul Local să alocăm o sumă de bani pentru reabilitarea totală a acestei săli de sport, care include inclusiv racordarea la energie electrică, pentru că nu era racordată nici la energie electrică, un sistem de încălzire. În banii aceștia vor intra și dotările de care are nevoie această sală de sport. Elevii spun că abia așteaptă să descopere noua sală de sport. Ești bucuroasă că vei avea o nouă sală de sport? Da, sunt foarte fericită că în urma renovării sălii de sport vom dispune de vestiare noi amenajate, de curent și lumină și căldură și de saltele noi. Suntem foarte nerăbdători să dispunem de sală după renovare, deoarece dorim să beneficiem și noi de saltele noi, de căldură. Mă bucur și chiar sunt mândră pentru că rezultatul acestui proiect a ieșit unul foarte bun și, cum am spus, acum vom avea parte de tot ce aveam nevoie. Este o bucurie imensă pentru că copiii aveau nevoie de această sală de sport iarna, ne desfășuram cu greu activitatea. Dorim să mulțumim autorităților pentru această oportunitate și, sincer, cred că mă bucur mai mult decât copiii că avem această sală de sport. Lucrările de reabilitare la noua sală se vor finaliza la începutul lunii viitoare. Întregul proiect se ridică la 220.000 de lei.